Doamne ferește, deci e clar că dacă Ionuț va pleca, doamna Ana va rămâne în casă chipurile să-l susțină pe Andrei. Eu nu cred că dânsa l-a susținut vreo secundă pe Andrei, ba dimpotrivă. Un om care te susține nu ți bagă idei în cap, nu te face să faci ceea ce crede el să, ce vrea el să faci, ci cumva te susține să faci ce simți tu sau îți ascultă gândurile și apoi luați împreună o decizie. Mie mi se pare că Andrei cumva a făcut doar ce a vrut doamna Ana și când a vrut doamna Ana. Mai țineți minte discuția aceea? Dar văd că și mulți susținători îi susțin în combinația asta. Deci cumva, cu siguranță, dacă Andrei va pleca, dacă eu nu-ți mă scuzați, dacă eu nu-ți pleacă, doamna Ana și-a asigurat locul în casă, nu?